Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. M-am pregătit astăzi cu câteva colete pe care intenționam să le filmez încă de acum câteva zile, pentru că s-au tot strâns pachetele și nu prea mai aveam pe unde să le pun, așa că astăzi am decis să filmez câteva clipuri pe care voi le veți vedea în zile diferite. Voi începe înainte de toate cu pachetelul care a venit primul și anume pachetul de la Avon. Am o mică comandă, însă ceea ce m-a făcut să placez această comandă este faptul că am fost selectată din nou de către cei de la Boostor sau Bastor, depinde cum vreți voi să le spuneți, eu le spun de obicei Boostor. Și luna aceasta cei de la Avon au o nouă lansare, respectiv noua cremă cu factor de protecție 50 și totodată conține și vitamina C antioxidantă. O să vă spun mai multe despre ea la sfârșitul haulului, când vă voi arăta și textura ei și vă voi spune și părerea mea personală legată de această cremă. Înainte de toate voi începe cu restul produselor pe care le-am achiziționat. Sunt câteva pe care le-a achiziționat și mama mea, m-a pus să îi comand și ei câteva produse și voi începe prin a vă arăta ce mi-am cumpărat eu. Și în primul rând mi-am cumpărat un spumant de baie, pentru că deja m-am săturat de varianta pe care o am în momentul de față, respectiv o variantă ediție limitată de Crăciun cu niște condimente, nu mai știu exact cum se numește, însă voi lăsa afișa pe ecran poza cu ea. Miroase foarte bine, însă mie de obicei îmi place să mai schimb produsele, nu sunt foarte statornică în ceea ce privește produsele pe care le folosesc și de aceea am decis să mai cumpăr încă o variantă, astfel încât să le mai alternez. Și am optat pentru varianta cu piersică albă, vanilie și orhidee. Are 500 de ml și l-am luat ca de obicei la un preț extrem de mic. Îmi plac foarte mult variantele de spumante de baie de la Avon, mi se par cele mai bune și foarte calitative. Miroase foarte bine în baie de fiecare dată când le folosesc și totodată fac și spumă multă. Ca de obicei vă voi lăsa afișa pe ecran prețul tuturor produselor pe care le-am achiziționat, ca să nu mai stau acum să mă uit pe facturică. Am mai cumpărat o mască purifiantă din gama Planet Spa, v-am mai vorbit și anterior despre ele, mie îmi plac foarte mult, sunt de asemenea și acestea destul de ieftine și fac o treabă excelentă. Am optat pentru varianta cu minerale din Marea Moartă, este o mască cremoasă care se lasă să acționeze, se lasă pe ten să se întărească și ulterior se clătește, are 75 de ml. V-am mai vorbit despre ea, cred că într-un clip de Empties. Mai am o variantă tot de la Planet Spa, însă este verde și are o textură gel. Este diferită față de aceasta, însă și aceea este foarte bună. La fel, dacă vă interesează, o să vă las afișa pe ecran și varianta respectivă. Și mi-am mai cumpărat și un parfum, o apă de parfum, Rar Gold. Inițial nu voiam să-l achiziționez pe acesta, intenționam să-l cumpăr pe cel Perle Rare pe care l-am avut acum foarte mult timp, în perioada liceului, îmi plăcea, era preferatul meu, însă în momentul în care am decis să placez comanda și să-mi cumpăr și un parfum, l-am mirosit din nou din catalog și mi-am dat seama că nu mi se mai potrivește și nu mai este atât de mult pe gustul meu și am cumpărat varianta de Rar Gold, care arată foarte bine și totodată miroase foarte bine. Are 50 de ml. Și ca și aromă are floare de portocal îmbogățită cu bergamotă și ambră. Chiar îmi place cum miroase, sper să și persiste. Nu l-am mai avut până acum, dar am așteptări foarte mari de la el și miroase destul de bine, așa la prima impresie. Am mai cumpărat un ruj, nu știu pe unde o să le mai pun pe viitor, însă am făcut în ultima perioadă o pasiune pentru rujuri, eu care nu prea mă dădeam cu ele. Am luat din gama Avon True nuanța Glazed Almond. Așa arată ea. Mi s-a părut puțin mai deschisă nuanța, însă acum mi se pare destul de închis spre cărămiziu.
Este foarte cremos și îmi dă impresia că are și un efect de hidratare în același timp, pentru că lasă pielea foarte catifelată și hidratată, dar nu știu cât de rezistent este. Mie îmi plac rujurile foarte rezistente. Și așa arată și ambalajul. Mea a vrut să-și cumpere și ea o ojă, a văzut la mine în comanda trecută că mi-am cumpărat două oje și am convins-o să-și cumpere și ea o nuanță, respectiv varianta Movie de la Pro Color, cea care se usucă în 60 de secunde, mie îmi plac extrem de mult și chiar se usucă foarte repede și sunt totodată și foarte rezistente, au 10 ml, se găsesc în mai multe nuanțe. Cum spuneam, este nuanța Movit. Și totodată mi-am mai luat tot din gama Avon True Color un Glimmer Stick Eyeliner. Nu prea sunt fan a genului acesta de creioane, însă mi-a plăcut extrem de mult culoarea. L-am găsit la sfârșitul catalogului și era și la un preț mic. Cred că a fost la 10 lei și m-a cucerit culoarea și am decis să îl cumpăr. Mi-a încălcat așa pe suflet și l-am cumpărat. Sper să nu mă dezamăgească și să fie cremos, să nu se transfere. Nuanța este Emerald, dacă nu mă înșel. Da, Emerald. Se găsea și în varianta Shiny, însă acesta cred că este cel mat. Nu mai știu sigur, dar pare varianta mată. La prima vedere este foarte ok și este și destul de pigmentat, deci nu trebuie să dai în foarte multe straturi ca să coloreze. Nu le-am mai încercat până acum, însă, cum spuneam, am mai încercat alte variante de la alte branduri și nu prea am fost mulțumită de genul acesta de creioane și de aceea le-am tot evitat, însă nuanța aceasta mi-a plăcut extrem de mult și m-a făcut să-l achiziționez. Și cum spuneam, mama mea a cumpărat și ea niște produse prin intermediul meu, respectiv un parfum Mask Plus Marine, presupun că așa se citește. O să vă arăt cutiuța. Are 75 de ml. Și așa arată și sticluța. Le-am mirosit, mi se pare că au un miros mult prea masculin pentru gusturile mele, dar cum am mai spus și clipurile anterioare, gusturile nu se discută, mie îmi plac foarte mult parfumurile dulci. Și de aceea variantele acestea foarte fresh nu prea sunt pe gustul meu. Și totodată am mai cumpărat un set destul de ieftin, dacă mi-aduc eu bine aminte. Individual Blue se numește, un set cu o apă de toaletă care are 100 de ml și un gel de duș pentru corp și păr. Gel de duș are imediat 250 de ml. La fel și acesta are un miros fresh. Da. Și parfumul arată cam așa. Luna trecută am cumpărat pentru fratele meu varianta Mesmerize de la Avon și este absolut genial, deci dacă n-ați achiziționat-o până acum pentru soț, pentru partenerii voștri, vă recomand să-l încercați, este și destul de ieftin, eu cred că l-am luat la reducere, mult mai ieftin decât este el în mod normal, însă este un parfum excelent.
Și cum spuneam la începutul clipului, am plasat această comandă datorită faptului că am fost selectată în noua campanie a celor de la Boost, o campanie în colaborare cu cei de la Avon pentru promovarea noii creme cu vitamina C și cu factor de protecție de 50. Are 50 de mililitri, așa arată cutiuța ei. Este o cremă care protejează împotriva razelor UVA și UVB, datorită faptului că are factor de protecție de 50 și totodată protejează tenul și împotriva radicalelor liberi cu ajutorul vitaminei C din compoziția ei. Acum nu mai pot să deschid ambalajul. Cum spuneam, are 50 de mililitri, așa arată tubulețul. Îmi place că are un tubuleț mic și se poate lua în geantă, nu este în borcănaș. Și totodată îmi place și pentru că intră foarte repede în piele și oferă hidratare, mai ales că eu am un ten mai uscat și tenul meu are nevoie de o hidratare intensă. Cum spuneam, intră extrem de repede în piele, nu are o textură foarte fluidă, este puțin mai groasă. În același timp îmi place că nu încarcă pielea, ceea ce este un lucru bun. Nu-mi plac cremele care încarcă tenul și peste care nu poți aplica fondul de ten, deoarece se fac acele cocoloașe de cremă pe dedesubt. Deci face o treabă foarte bună și sub machiaj. Eu o recomand și abia aștept să o folosesc. În momentul de față eu am încă două creme pe care vi le voi arăta și în clipurile ulterioare, pe care la fel le-am primit și pe acelea și totodată le testez și pe ele să văd cam ce pot face. Însă, în mare, la prima vedere, la primele utilizări, este o cremă excelentă pe care o recomand, mai ales că are și un factor de protecție de 50. Iar după cum bine știți, indiferent de anotimp, este recomandat să folosiți o cremă cu factor de protecție, pentru că razele soarelui dăunează tenului indiferent că este vară sau că este iarnă. Să vă arăt și textura ei. Cum spuneam, este puțin mai groasă, cel puțin mie așa mi se pare, puțin mai groasă spre deosebire de alte creme. Dar nu trebuie să folosesc o cantitate foarte mare de cremă. Intră și foarte repede în piele și îmi place că lasă pielea foarte catifelată și luminoasă. O să o las așa puțin întinsă ca să vedeți cam care este textura ei. Și așa arată după aplicare. Eu sunt foarte încântată și nu mă așteptam. Nu am folosit foarte multe creme de la Avon, însă aceasta chiar este pe gustul meu și sper să fim foarte bune prietene în perioada imediat următoare. Apropo, o să fac niște poze foarte drăguțe de prezentare pentru această cremă. Mă gândesc că nu știu dacă o să am foarte mult timp să fac și un clip, pentru că în perioada aceasta noi suntem puțin cam virusați și nu prea ne simțim atât de bine încât să depunem foarte mult efort. De aceea am și decis să filmez aceste clipuri cu prezentarea de produse pe care le-am achiziționat în ultima perioadă, pentru că nu știu cum vor evolua lucrurile în zilele ce urmează și decât să rămân cu 7000 de cutii în casă intacte și să nu mai am absolut deloc spațiu, am decis să filmez aceste clipuri și să vi le prezint în zile diferite. Ok, acum vom trece la încă un produs pe care l-am primit de la Avon și mă bucur foarte tare că l-am primit. Nu știu exact care a fost treaba inițial, nu știam că o să ne dea și acest creion. L-am primit și luna trecută, în momentul în care am prezentat noua mascara de la Avon, respectiv varianta aceasta, care este absolut genială. Cum spuneam și în clipurile anterioare, este o persoană foarte dificilă în ceea ce privește mascara, însă acesta m-a cucerit, chiar face o treabă foarte bună și totodată este și la un preț foarte mic. Nuanța este neagră, haideți că acum am început să vorbesc și despre produsele pe care le-am achiziționat anterior, însă acesta chiar merită lăudat pentru că el chiar oferă gene mai lungi și totodată și volum. Peria e din silicon, nu mă așteptam niciodată că o să mă înțeleg atât de bine cu o perie din silicon, însă aceasta este absolut genială. Și cum spuneam, când mi-a venit luna trecută mascara, a venit împreună cu un creion de ochi, respectiv varianta aceasta, nu mai știu cum,
Se numea Silver Shimmer. Așa arată el. Mi-a plăcut foarte mult. Încă data trecută l-am lăudat de la prima vedere. Mi se pare un creion excelent. Foarte pigmentat. Strălucitor și este și rezistent. Să știți, se aplică extrem de ușor și arată foarte bine atât pe plapa inferioară cât și pe plapa superioară. Deci îl recomand, l-am căutat și în alte nuanțe, însă efectiv nu l-am găsit. Dacă l-aș fi găsit și în alte nuanțe, probabil că mi-aș fi cumpărat și o altă variantă. Op. Și cam acestea sunt produsele pe care le-am cumpărat de la Avon. Nu au fost foarte multe, cum vă spuneam și la început, nu am avut nevoie de extrem de multe produse astfel încât să plasez o comandă mare, însă am cumpărat așa cam ce aveam nevoie prin casă și cam ce mi-a făcut cu ochiul de prin cataloage. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că a fost pe gustul vostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să îmi dați știre printr-un like, un comentariu și totodată prin subscribe dacă nu sunteți abonați la canalul meu și nu uitați de clopoțel pentru a fi notificați ori de câte ori postez. Vă pupăcesc și vă îmbrățișez cu drag până data viitoare. Pa, pa!